Agricultorii au ieșit în fața guvernului pentru a soluționa împreună cu conducerea țării problemele cu care se confruntă. Potrivit lor, din cauza neajunsurilor financiare, majoritatea fermierilor sunt presați de creditori, riscând să rămână fără tehnică și uteraj agricol, sau chiar fără roadă recoltată. De asemenea, mai sunt și probleme logistice. Luna iunie, luna iulie, iată jumătate de august, agricultorii sunt presați de creditori, agricultorii sunt nevoiți să vândă recolta la prețuri derizorii, agricultorii sunt deposedați de bunuri, de tehnică agricolă, deja s-a pornit procesul și tot se face pe fondalul inacțiunilor statului. După discuții cu exportatorii, noi am înțeles că este mare, mare problemă cu fluidizarea traficului, mai ales după ce au fost bombardate porturile din zona Dunăre. Tranzitul a crescut din Ucraina și acum la vama camioanele care exportă producția în România, cerealele și rapița, staționează 5-6 zile. Producătorii agricoli nu reușesc să-și răscumpere cheltuielile la etapa de comercializare. Chiar dacă producția se realizează atât pe piața internă cât și cea externă, prețul nu acoperă cheltuielile. Într-un final, agricultorii sunt de părere că toate aceste acțiuni se vor răsfrânge asupra sectorului agricol. Scopul ieșirii la acest protest este acela ca noi, agricultorii, să fim auziți. Să fim auziți de guvernare și cât de cât să intre în esența problemelor care sunt în fața agriculturii astăzi. Fiindcă probleme au fost tot timpul, dar astăzi sunt probleme mai mari care au fost anul trecut sau cu 2 ani în urmă. Deoarece noi avem producție și foarte mulți agricultori în condiții grele au crescut producția agricolă și nu au posibilitate să o realizeze. În urma protestului din iunie, careva schimbări nu s-au observat, decât vorbe. În urma ultimelor proteste, fermierii au rămas doar cu promisiuni făcute de autorități. Cel puțin autoritățile au declarat careva ajutoare care le vom primi și noi ne-am dus cu inima cel puțin în patru împăcată, că măcar statul din puținul care îl are se poate să ne ajute și pe noi, dar până la urmă văd că a rămas tot cu promisiunile. Noi trebuie să acționăm, să achităm restanță, să începem alt an, că noi deja am finalizat recoltarea la prima grupă, deja spune baza pentru sămănăturile care vor fi efectuate la toamnă. Suntem nevoiți să cumpărăm motorină. Noi nu putem să vindem cerealele noastre produse. Avem niște prețuri mizerii care noi deja practic la așa preț, așa costuri de producere, noi suntem într-un minus capital. Problemele în sector sunt în continuă creștere, declară fermierii, mai ales că o parte din recolta cerealelor este pentru export. Este o problemă foarte mare astăzi cu exportul, cu prețul la culturi de prima grupă. Practic, recolta care a fost recoltată anul acesta nu acoperă nici pe departe cheltuielile care le-am făcut la hectarul de grâu sămânțat din toamnă, investițiile, adică. Și suntem într-o situație foarte critică, economic. De aceea suntem nevoiți să ieșim din nou în stradă și să protestăm până când vom fi auziți. Ultimul protest din Piața Marii Adunării Naționale a avut loc în luna iunie. Fermierii au ieșit cu tehnica agricolă mai întâi pe traseele naționale, iar mai apoi în centrul capitalei.